Bună, dragile mele, bine ați revenit pe canalul meu. Mulțumesc tare mult că sunteți din nou aici. Astăzi am pentru voi un videoclip de genul story time, ca să zic așa. Ați văzut deja în titlul videoclipului că am inserat cuvântul concluzii, ca și cum s-ar fi terminat o etapă pe care pot să o concluzionez. Dar nu este deloc așa. Astăzi, de fapt, împlinesc 3 ani de căsătorie cu Vlad. 3 ani se împlinesc de în momentul în care noi am făcut cununia religioasă și nunta, în 11 iunie 2016. Noi suntem, de fapt, căsătoriți civil de mai mult timp, din 2015, de dinainte să se nască Silvia, dar îmi place să sărbătoresc 11 iunie, pentru că atunci am făcut nunta și a fost o petrecere foarte frumoasă și ne-am cununat religios și așa. Vroiam să povestesc cu voi despre ce au însemnat acești 3 ani și vorbesc cu voi pentru că mie, de exemplu, dacă aș da timpul în spate, înapoi, mi-ar fi plăcut foarte mult să știu anumite lucruri și să mă pot adapta poate un pic mai ușor la ceea ce urma. Vreau să vă spun că acești 3 ani din viața mea, hai să zicem 3-4, practic după ce s-a născut Silvia, au fost și cei mai frumoși, și cei mai grei și cei mai nefericiți ani din viața mea. Știu că poate nu ar părea așa, având în vedere viața pe care o are pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, însă vreau să vă spun că întotdeauna fericirea asta poate să vină la pachet cu o grămadă de tristețe și o să vă povestesc pe parcursul videoclipului exact la ce mă refer. Vreau să vă spun că dacă în momentul în care apare un copil în viața voastră, cuplul este, vi se pare că este foarte solicitat și este supus unei încercări imense, să știți că chiar așa este și este ceva normal și se întâmplă în majoritatea familiilor, nu e nicio surpriză, nu vi se întâmplă doar vouă. Prin același lucru am trecut și noi și o să iau un pic așa cu începutul să vă povestesc exact cum a fost în cazul nostru, pentru că ne-a fost greu, n-a fost deloc ușor. Eu am pornit la drum cu ideea de a avea un copil cu Vlad, înainte să fim căsătoriți. Eu m-am îndrăgostit foarte tare de Vlad al meu și am avut așa o pasiune din asta nestăvilită. Vă imaginați cum sunt pasiunile astea la începutul unei relații, când totul este frumos, pe omul de lângă tine îl vezi fără defecte, ai timp, ai disponibilitate, ai energie pentru celălalt. Iar apoi, după ce decizi să faci acest pas, ai un copil împreună, lucrurile se schimbă radical, se schimbă la 180 de grade. După ce apare copilul, deși este mult așteptat și dorit și iubit, încep nopțile în care nu mai dormi aproape deloc, încep alăptările nesfârșite și dese și care te solicită într-un mod pe care nu ți-l poți imagina înainte să ai un copil. Țineți și acum la 3 săptămâni, cred că după ce a apărut Silvia în viața noastră, am dormit primele 3 ore legate, nu știu, dimineața, nici nu mai țin minte exact, pentru că parcă am fost într-o transă, cel puțin prima lună cu Silvia, primul meu copil. Și când a venit mama în vizită și m-a lăsat să dorm 3 ore, mi s-a părut că l-am descoperit pe, nu știu, Dumnezeu, efectiv așa mi s-a părut după ce am dormit 3 ore legate. Adică a fost o perioadă foarte, foarte grea, deși eu păream așa relaxată și uitându-mă în urmă, eram mult mai relaxată decât alte mame, lipsa asta a somnului și a energiei te poate mânca pe interior. Și bineînțeles asta se reflectă în relația de cuplu. Noi eram un genul ăsta de oameni care ieșeam tot timpul în oraș, ne plimbam foarte mult, făceam foarte multe excursii, aveam tot felul de interese, de pasiuni, nu eram genul care, nu știu, să stăm weekendurile în fața televizorului, nu că ar fi neapărat rău, dar pur și simplu nu era genul nostru să fim așa. Iar după ce a apărut Silvia, ni s-a tăiat macaroana, să zic. Eu v-am mai povestit într-un videoclip cum a fost pentru mine după naștere, că efectiv am avut un șoc dându-mi seama că viața mea s-a schimbat radical și nu va mai fi deloc cum a fost înainte. Și din punct de vedere al cuplului, nu mai am avut deloc timp pentru noi, cel puțin din punct de vedere, nu știu, ca timp clar, dar și din punct de vedere fiziologic. Faptul că eu am înlăptat-o pe Ruxandra, pe Silvia, prima mea fetiță, și pe Ruxandra pe cea de-a doua, mi-a acoperit, să zic, nevoia de intimitate. Nu aș vrea să mă înțelegeți greșit, că nu acopere nevoia de intimitate a adultului, dar faptul că ești tot timpul legat fizic de cineva, efectiv îți vine să, cel puțin mie mi-a venit, să resping orice altfel de intimitate, de contact cu soțul meu. Și problema asta s-a perpetuat timp de câteva luni, pentru că nu mai doream deloc să ne apropiem fizic. După ce, în sfârșit, adormea somnul de noapte fetița, lucrul pe care vreau să-l fac era să stau singură, să nu vorbesc cu nimeni, să nu mă bage nimeni seama și mai mult decât atât să nu mă atingă nimeni. Și să zicem că asta ar putea, și de fapt este o nevoie primordială a unui cuplu, de a
intimitatea fizică nu prea poate să funcționeze, părerea mea, un cuplu ok dacă nu are o intimitate fizică și dacă nu are o intimitate fizică cu așa satisfăcătoare. Amândoi am suferit foarte mult din cauza lipsei de somn. Certurile au început să devină mai pregnante și mai dese. Mă rog, am reușit să ajungem oarecum într-un echilibru, să zic, al cuplului. Și eu și soțul meu, a început să lucreze la un proiect personal care solicita destul de mult timp. Eu am încercat să-l susțin pentru că îmi doream și să reușească și îmi doream și să vadă că sunt alături de el, dar presiunea asupra mea mi s-a părut că a fost foarte, foarte mare. După apariția Silviei, mi-am dorit foarte mult un al doilea copil. Din păcate, după un an și un pic, am avut o sarcină pierdută. Din nou, asta m-a dat peste cap foarte tare. Nu am povestit pe YouTube încă experiența. Am menționat eu la un moment dat pe Facebook, parcă, sau pe Instagram, că am pierdut o sarcină. Dar pentru mine a fost foarte, foarte dureros și, efectiv, din păcate, eu nu l-am resimțit pe soțul meu atât de empatic cu mine sau atât de afectat. Poate a fost și un moment, nu știu, în care erau foarte multe, se întâmplau în viața noastră, eu mă întorsesem la serviciu, dar în orice caz, din nou, a fost un boom așa de, nu știu, un boom greu pentru noi. Și apoi, din nou, am încercat să rămân însărcinată. Această presiune în mintea mea de a rămâne din nou însărcinată, de a avea un al doilea copil, mi-a... Nu știu, de exemplu, intimitatea dintre noi avea de suferit pentru că eu mă tot uitam pe calendarul meu de pe telefon când trebuie să se întâmple lucrurile, când se întâmplă ovulația, când așa mai departe. Sunt convinsă că o grămadă de femei cunosc chestia asta și asta din nou ne-a îndepărtat. Deci proiectul, având un scop atât de frumos, un al doilea copil, practic a reușit să ne îndepărteze cumva. Iar de aici au pornit foarte multe certuri. Silvia, din nou, până pe la 2 ani nu a dormit nopțile complet, deci tot simțeam oboseală, mai mergeam și la serviciu și nu am reușit să ne găsim un echilibru foarte... Nu am reușit să ne găsim un echilibru. Dar după aceea am luat însărcinată în 2018 cu Ruxandra. Bucuria mea a fost imensă și a lui, bineînțeles, a fost imensă, doar că... La pachet cu sarcinile vin foarte mulți hormoni, după cum noi femeile știm, și am avut niște discuții pe care, sincer, acum regret că le-am avut. Îmi dau seama că și eu împingeam limitele și el reacționa într-un fel în care nu era neapărat productiv pentru cuplul nostru și nu era bine nici pentru mine, practic, mai ales că eu vedeam totul exagerat din cauza sarcinii. Și vreau să vă spun că am avut momente în care ne-am amenințat cu despărțirea, ne-am spus lucruri foarte urâte, lucruri pe care știu că și eu le regret și el le regret acum. Și am ajuns la psiholog. Am decis că ar fi singura noastră salvare, singura soluție, să mergem la un psiholog de cuplu. Și dacă doriți, eu o să fac un videoclip separat despre chestia asta, despre terapia de cuplu și cum ne-a ajutat pe noi și de ce o recomand. Și sincer, cred acum, dă timp înapoi, că acest lucru ne-a salvat, faptul că am mers la terapie de cuplu. În orice relație, practic, fiecare vine cu bagaje din urmă. De exemplu, el, nu mă refer neapărat la noi doi, dar în general, noi sau el poate să ne spună ceva, lucru care lui nu îi se pare important, poate într-adevăr pare puțin ofensator să zic, dar pentru că noi îl avem din trecutul nostru ceva ofensator, ne-a marcat, nu știu, s-a întâmplat de multe ori, atunci impactul este mult mai mare, adică genul ăsta de lucru, și mi-am dat seama de multe ori când ne certam sau ne confruntam, că și eu apăseam pe butoanele lui exact unde mi-am dat seama că îl rănește cel mai tare și el la fel pe mine. Și încet, încet, cu ajutorul psihologului, am reușit să rezolvăm problema asta pe care am avut-o și vreau să vă spun, nu m-aș fi așteptat niciodată ca nașterea Ruxandrei să aibă un impact atât de mare, și nu mă refer la naștere așa în general, ci faptul că el a fost alături de mine la nașterea Ruxandrei și că m-a ținut de mână acolo și că a fost, nu știu, mi-a făcut un pic de masaj pe spate și că m-a susținut în momentele în care efectiv eram ca într-o transă de durere, știți cum sunt contracțiile alea, până am avut epidurala. Ne-a apropiat atât de mult și am depășit un hop așa, ca și cu un avion care trece de boom-ul sonic, deci când depășește viteza sunetului, efectiv așa am simțit că am depășit acel cerc al, nu știu, al confruntărilor, al certurilor, așa.
Și vreau să vă spun că chiar dacă am trecut prin aceeași senzație de oboseală și de nu știu, de lipsă de energie, de știți cum e când ai copil mic, la al doilea copil am reușit să ne echilibrăm mult mai bine și să ne bucurăm mult mai mult de noua situație de familie în patru decât am făcut-o după nașterea Silviei. Și asta probabil vine și cu timpul, că ne-am obișnuit noi cu noul stil de viață, ne-am obișnuit să avem copii, ne-am obișnuit să nu mai avem așa de mult timp pentru noi. Și acum efectiv simt că de multe ori ne ajutăm unul pe celălalt să ne relaxăm, să facem ceva drăguț pentru noi. Dacă am nevoie să ies în oraș, el vine și mă înlocuiește. Și eu aveam așteptarea asta, vă spun, și ar trebui ca toate femeile și toată lumea să facă chestia asta, să spunem în momentul în care dorim ceva. Este foarte frumos și este teoretic perfect ca soțul, bărbatul să facă din proprie inițiativă ceea ce noi ne-am așteptat, dar de cele mai multe ori, dacă nu îi spunem exact, deci practic trebuie să ne, de multe ori, să ne adresăm aceste rugăminți către ei. Alternativa este să ținem în noi, efectiv, nu ne exprimăm nemulțumirile, nu ne exprimăm dorințele. Bineînțeles că și nemulțumirile astea, dacă începem așa tăcăi cu nemulțumirile, o să se reflecte împotriva noastră, ca să zic așa. Important este să avem și apreciere în momentul în care el, partenerul, ne ajută și ne susține sau, știu eu, ideea este să contrabalansăm și nemulțumirile pe care le avem de spus. Sunt într-un grup de mămici. Suntem vreo, nu știu, 2000 de femei, să zic, cu toate cu copii. E un grup mai intim față de la primul bebe, să zic, unde sunt zeci de mii de femei. Și aici discutăm de multe ori chestii mai intime, ne cerem sfaturi unei alteia și chestii astea de suflet, așa. Și vreau să vă spun că am văzut în ultimul timp atâtea mame care cer ajutorul din punct de vedere legal, pentru că vor să divorțeze de partenerii lor, deși sunt niște femei de la care te aștepta să, nu neapărat să nu divorțeze, dar să fie capabile să-și hrănească relația într-un mod pozitiv și să se echilibreze împreună cu partenerul lor, dar nu. Foarte, foarte multă lume, după ce are copil mic, foarte multe cupluri sunt supuse acestui stres, efectiv, și primul impuls care vine, dar impulsul care vine după multă luptă este să renunți, pentru că efectiv simți că nu mai poți, că nu este partenerul aproape de tine, e foarte greu când e copilul până în 3 ani, până în 2 ani, hai să zicem, și vrei să divorțezi. Părerea mea este că trebuie să găsim ajutor, să apelăm la ajutor. Ar fi bine să nu implicăm părinții pe cât posibil. Ok, poți să discuți, să faci confidențe mamei, tatălui, așa, unei mătuși apropiate, dar de obicei ei sunt destul de biased, adică înclină balanța în favoarea noastră și atunci mai bine stay out of it, ca să zic așa. Da, și cam asta cred că ar fi povestea noastră pe scurt sau pe lung, nu știu, pe scurt. Încă o concluzie la care am ajuns după acești ani este că, deși suntem practic prinși în acest amalgam al vieții cu lucruri administrative, cu ce avem de plătit, ce avem de cumpărat, ce mănâncă copilul, dacă e bolnav, dacă cine duce la grădiniță, cine nu știu ce, ajunge să discutăm cu partenerul nostru numai lucruri de genul ăsta. Deși discuțiile acestea, flirturile, ar trebui cumva să încercăm să le reaprindem, să le readucem la suprafață. Pentru că dacă o să ne înfundăm în chestiile astea care ne mănâncă viața și ne mănâncă efectiv zilele, cu ce mâncăm, ce punem pe masă, ce cumpărăm, ce așa, ne afundăm efectiv. Atât de frumos este și eu resimt așa câteodată rare, orice să zic, că nu suntem vreo, nu mai suntem atunci la focul pasiunii de la început, dar momentul în care flirtăm puțin unul cu celălalt și glumim așa un pic mai deșucheat sau, nu știu, mi se topește inima de bucurie așa că se întâmplă încă chestia asta și bineînțeles asta a revenit în timp după ce au început, adică sunt acum mai mari fetele, dar na, ideea este să încercăm să facem chestia asta, chiar dacă o facem uneori așa mai forțat, dar după aia din nou ne vine oarecum natural. Cam asta ar fi. Nu am reușit să concluzionez efectiv așa 3 puncte, 3 bullet-uri, cum se zice la finalul prezentărilor, dar poate povestea noastră vă este un pic de ajutor, ca să vedeți că și cei care au o viață minunată pe Facebook și așa, de fapt, în spatele camerei de multe ori se întâmplă lucruri care nu, nici nu ai cum să le areți. Adică nu mi-am făcut un canal de YouTube ca să-mi spăl rufele în public, dar videoclipul ăsta l-am făcut că m-am gândit că s-ar putea să ajute pe cineva.
Cam așa. Ce vreau să vă mai spun? Vreau să fac un Q&A despre cupluri și relații. Deci dacă vreți să-mi puneți orice fel de întrebare, o să încerc să aduc și experiențele mele personale, experiențele noastre în discuție. O să încerc să aduc și experiențele pe care le-am mai văzut, pe care le-am mai citit. Deci în comentariile videoclipului puteți să puneți orice întrebare. Vreau peste vreo 2 săptămâni să fac un Q&A cu întrebările voastre, să le discutăm. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici. Nu fiți prea aspri cu judecata asupra ceea ce v-am povestit eu. Sunt convinsă că fiecare are experiențele lui și că fiecare are lucruri prin care a trecut. Nu există rețete universale de succes în ale cuplului sau în ale iubirii, așa că ce putem să facem toți este să învățăm unii de la alții fără să judecăm prea aspru. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac videoclipurile mele și nu v-ați abonat încă la canalul meu. Dați un thumbs up, un like și să ne revedem cu bine. Ciao!